Salut, prieteni! Salut, salut! Cum ați văzut, din cei care ne urmăresc noi și pe celălalt, pe social, pe profilurile noastre, acum câteva zile în urmă ne-am cumpărat o mașină. Am cumpărat-o aici, local. Și ne-am gândit să facem un video în care să povestim toată povestea, odiseea, toată aventura cu mașina asta, fiindcă noi n-am cumpărat-o așa, într-un mod simplu. Noi un pic ne-am... Am avut de pățit cu mașina asta. Da, apropo, video o să face din nou a noastră mașină. Dinăuntru. Da, da, da. Și o să punem și niște imagini filmate de aici, mergând pe drum. Da. Deci, noi mașina am căutat-o mult timp, aproximativ în jur de 2 luni. Da, cam de când am găsit apartament, fiindcă noi la apartament plătim și garajul inclus în preț, cam de atunci am început a căuta și mașina. Am căutat-o pe site-uri. Da, diferite site-uri, precum Kijiji, Autotrader, direct la dealeri. La... Da, da, chiar în oraș mergeam la... Aveau așa niște ogrezi, niște... Parcări, care erau mașinile pur și simplu cu prețul pe ele, anul și kilometrajul. Și dacă vrei, puteai să le iei așa pentru o ride, să încerci să mergi pe ele, să vezi. Ce m-a uimit pe mine e că la dealer, în primul rând, când iei o mașină, el îți dă cheia și spune, poftim, aici e cheia, du-te, du-o pe autostradă, testează-o, fă-i tu absolut ce dorești inima. Da, pe benzina lor. Da, poți să o duci și la mecanic, o analizezi la mecanic, dacă la urmă îți convine mașina, o iei, dacă nu, bom, asta e... Da, adică ei te lasă, având încredere în tine, că tu oricum n-ai s-o furi. Asta referitor ce cum funcționează aici în Nova Scotia, în alte provincii nu știu cum funcționează. Și totuși, dealerii nu-ți dau garanții maximum la ea, precum 2 ani sau un an, nu există. Dacă mașina are din fabrică garanția ei, ok, dacă nu, nu. Deci noi am optat pentru un Volkswagen. Volkswagen-ul din ce motiv? Volkswagen îți oferă 12 ani de garanție pentru rugină, deci pe corpul... La exterior. Body rust. Nu sub mașină, rugina sub mașină, fiindcă acolo e problematic, în special în provinciile atlantice, însă la exterior, tot rugina care apare la exterior. Fiindcă rugina, de ce e problemă în Nova Scotia? În Nova Scotia, când se face dezăpezirea, pe stres dă cu sare. Da, foarte mult, exagerat. Și asta, practic, distrugi mașinile în câțiva ani, dacă tu nu pui straturi protectoare și tot felul de alte chestii. În alte provincii știm că se desăpezește cu nisip, precum în Alberta, în Alberta sau Manitoba, desăpezând cu nisip. Mă rog. Noi... Am folosit după asta o aplicație numită Autotrader, nu? Da. Parmesă cineva chiar ne-a scris odată, când am mai făcut un video despre o altă aventură cu mașina care a fost la o moțeapă. Și acolo cineva ne-a spus, folosiți aplicația Autotrader. Autotrader nu e altceva decât un site care unește mai multe site-uri de vânzări de mașini, da, site-urile dealerilor chiar. Da, îți permite și acolo tu îți pui câteva filtre. Da, îți impui... Și primești notificări cu mașinile noi care apar în baza filtrelor tale. Noi cam așa am făcut. Fiindcă vă spuneam, aveam țintit așa câteva mașini, deci care fiind și Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan, da. Am mai încercat Toyota, Yaris, de-astea Honda, mai mari, da. Honda Toyota, CR-V. Yaris sunt 5 uși, Honda CR-V, da, aveam mai multe filtre. Honda Civic, Accent. Da, hatchback-uri, toate hatchback-uri. Nu sedanuri, fiindcă noi deci nu noi... fansem, da, sedan. Da, hatchback. Da, da, da. În fine. Și am ajuns a căuta mașini chiar și în alte provincii, am mers, mă rog, am vrut să vedem care-s prețurile, care-s chestiile, fiindcă, ce s-a spus, zic, că multe da, mașini, multe mașini, deci eu, cum am aflat de chestia asta, că foarte... Nu sunt majoritate, dar foarte multe mașini care sunt Nova Scotia în vânzare sunt aduse sau luate de la auction, de la licitație, din alte provincii, precum Ontario, Quebec și așa mai departe, Manitoba, Alberta, și s-a dus încoace. Faptul că ele le aduc încoace le mărește din prima cu 4.000, 3.000 valoare. Da, da, pur și simplu că ele le aduc aici, da, le umflu prețul. Și odată noi tot așa, asta am găsit-o datorită la o aplicație
care, bineînțeles, cu contraplată, îți pune, tu pui VIN number, adică numărul de identificare a vehiculului. Și ce se întâmplă acolo? El îți spune absolut tot istoricul mașinii. Da, ce accidente au făcut, dacă au făcut accidente, dacă are probleme cu poliția, dacă a fost furată în America și în Canada. Și contraplată. Pentru, eu am luat pachetul de 3 mașini, deci să analizez 3 mașini, și m-a costat în jur de $80. Da, adică site-ul ăsta aici, noi știm că și pe spațiul european se numește permis auto ADN, când tu pui codul mașinii și afli tot istoricul mașinii, ce s-a întâmplat cu ea, dacă a fost furată, intrări, ieșiri, la service, tot felul de astea. Aici în Canada aplicația asta se numește Carfax și tu, fiindcă e o aplicație care nu e sprijinită de trader ca să-și facă reclamă pe acest site, adică plătești tu pentru serviciul lor. Da. Și nouă ne-a fost extrem de utilă aplicația asta, fiindcă... Am evitat foarte mari țepi. Da. Imensă. Te uitai dacă mașina, în primul rând, a fost accidentată, dacă mașina are kilometri ei, în primul rând, nu a fost dată înapoi. Prins un Suzuki S4 din 2013, da. Kilometrii ca de vânzare erau 66.000. Zic, wow, super, când l-am văzut îmi părea ceva dubios. Am luat Carfax, am pus VIN number. Aveau pistii 130. Nu, el intras în service ultima dată, 2 ani în urmă și avea 77. Deci 2 ani în urmă avea 77. În orice caz, pe aplicația asta Carfax, tu vezi dacă mașina a intrat în service-ul pentru ulei, pentru dacă a fost, cum spuneai tu, furată, dacă a avut accidente, ce fel de accidente, collision, non-collision, dacă pur și simplu a fost schimbat parbrizul și toate astea. De exemplu, mașina care am cumpărat-o noi, a avut schimbat parbrizul. Da. Două rezultă de la asigurare ca accident, dar nu e accident. Da, pentru că a fost parbrizul schimbat și bara din față. Atâta tot pentru că a luat zăpadă în față sau a fost crăpat. E plastic. A crăpat o fară în față, da. Da, și a fost schimbat asta. Da. Și noi, analizând registrul ăsta de la Carfax, tu vezi mașina, cum vă spuneam, de câte ori a intrat în serviciul casei producătoare, ce s-a întâmplat cu mașina asta. Și noi am văzut-o, ne-a părut ok mașina, după toate aventurile și fazele care le-am mai văzut, am zis că ok, hai să o vedem, pentru că mașina era la vreo 100 de kilometri din Halifax. Ne-am dus, am văzut-o, iarăși era de la un dealer, dar dealerul, mă rog, ne-a spus sincer, băieți, asta este mașina, asta e mașina, vreți, da, bine, nu... Este altul care vine să o ia. Deci gândiți-vă, vă țin două zile. Da. Fără să dați în avans, fără nimic. Da. Și ne-a spus el singur, uite, noi având Carfax-ul, el singur ne-a spus că mașina asta a fost schimbată fara din față și windshield, adică parbrizul. Deci din prima mi-a zis lui el. Da, okay. Eu știam deja faptul, dar nu e problema. Ok, haideți să o luăm la un test, iarăși am luat la un test, vreo 20 minute, am scos-o pe autostradă, în oraș. Ne-am plimbat cu dânsa și ne-a părut ok. Da. Și am gândit-o, hai că o luăm. Am luat-o, da? Am fost la bancă, actele necesare pentru a cumpăra o mașină. Pentru a cumpăra o mașină îți trebuie doar permisul de conducere. Ar fi local. Bine, da. Local, da. Pentru că de nu vă costă mult mai mult la asigurări, dacă și ajungem și acolo. Deci, primul rând, permisul de conducere și un check de la bancă. Un check preautorizat de la bancă cu suma totală a mașinii. Da, fiindcă aici, mașinii. De exemplu, dealerii nu au vrut carte de credit, carte de debit, au zis că check-ul de la bancă. Aia sunt bani siguri, da, pentru că da, la bancă, banca îți scoate banii din cont și îți dă check. Da. Deci sunt bani garantați 120%. Deci și cu certificatul de proprietate care ne l-a dat nou, ne l-a semnat nou dealerul și cu... Da, dealerul semnează un certificat de proprietate și în automat îți dă și unii dealeri le dau în contraplată, dar alți dealeri le dau gratuit numere temporane, care au validitate 30 de zile. Da, de exemplu, mulți dealeri, pe lângă prețul mașinii care mai este, vă mai adaugă și alte fees, alte taxe, cum ar fi numeri de provizorii, certificatul de proprietate și astea ar fi deasupra. Nu, certificatul de proprietate nu e inclus, e deja mașină în prețul documentat. Okay. Ei ce fac? Fees, adică noi cerem 200 sau 400 sau 500 de dolari. Pentru că doar operational fees, îți vindem mașina, atâta tot, semnezi o hârtie și atâta tot. Și asta, fiți atenți, fiindcă
astea poate să ajungă și până la 500 de dolari. Noi, da, noi ne-am uitat, mașina în alte cazuri era, de exemplu, 9000 și alte fees 500. Și ajungi acolo și mașina devine mai scumpă cu 500 de dolari. Aici, la dealerul nostru, el pur și simplu ne-a spus numere temporare gratis, alte chestii gratis, adică nu, deci, a avut aceste fees. Da, și în plus la mașină, când o cumperi, trebuie să adaugi mereu taxa. Taxa, da, da, care în Nova Scotia e 15%, în alte, da, de exemplu, în Quebec, e 5%. În alte provincii, fiecare provincie are taxa ei, ca procentajul ei. Da. Noi ce am adăugat la mașină? La mașina noastră, la prețul de la mașină care era în vânzare, am adăugat taxa și atâta, da, tot. Da, da, da. Nimic mai mult. Deci mașina costa cât? Și taxele le plătești direct la dealer. Dacă pentru... cumperi la o persoană privată, le plătești după asta la provincie. Dar puteți să vă ardiți, precum, de exemplu, cunoaștem persoane care au cumpărat mașini de la privați, au mers la Access Nova Scotia, care e la noi oficiu care se ocupă cu înregistrarea mașinilor, permisurilor de conducere, au plătit taxele pe baza, nu la și prețul la mașină, dar pe baza la cât valora mașina pe piață pentru ei în momentul de față. Da, fiindcă provincia s-a gândit că mașina a fost subevaluată la, da, momentul când a fost vândută. Și ei, având un registru că mașina din acest an, această marcă, acest kilometraj ar trebui să valoreze atâta, deci tu poți o cumperi de la un cumătru și cumătru să-l vândă cu 200 de dolari, dacă mașina valorează 5000, o îți plătești taxă pe 5000, nu pe 200. Da. Și puteți să vă ardeți și cu chestia asta, de asta și... Da, taxele să plătesc corect aici, că altfel cu taxele nu-i decât. Da. Da. Și am mers și am înregistrat mașina, doar cu certificatul de proprietate, asigurarea, da, și asigurarea, permisul de conducere. Da, fără asigurare nu ți înregistrează mașina pe numele tău. Deci dealerul ți-o vinde. Da. E pe responsabilitatea ta dacă părăsești teritoriul lor fără asigurare. Dacă te opri poliția, 2500 de dolari amendă. Nu vă recomand. Da, valoarea mașinii în alte cazuri. Da. Deci, când vă duceți să treceți proprietate, treci mașina de prin proprietar pe altul, la oficiul responsabil, trebuie să aveți deja asigurarea. Da. Referitor la asigurare, aici atingem un punct foarte, foarte, foarte dureros pentru noi veniți, pentru noi care suntem noi veniți. Și în special în Nova Scotia. Da. Bine, în Nova Scotia, dar am înțeles că acum se face și prin toată Canada. Da, deci am înțeles eu de la asigurare. Deci eu, personal, am căutat asigurare 2 zile. Am sunat mai toate asigurările din, da, și brokerii din Nova Scotia. Da, da, da. Din Halifax și din orașul evident. Și din orașul de la cumpărat mașina. Practic, care a fost treaba? Că până în data de 3, până la sfârșitul septembrie 2019, asigurările se recunoșteau 3 ani de... experiență. Da, bineînțeles, majoritatea, nu toate. Majoritatea asigurărilor se recunoșteau. Tu poți să vii din țara ta de Baș, de exemplu, cu 20 de ani de experiență aici, în Canada, în provincia Nova Scotia, în celelalte noi nu, da, știm. Probabil situația asta stă mai bine în alte provincii. Însă, nu, practic, nu vreau să, în cazul Gheorghiță, nu vreau să recunosc niciun an de experiență. Da, eu am 9 ani de experiență, de când am permisul de conducere. Aveam și... un reference letter sau atestat precum de la vechile mele asigurări din, da, Italia, că nu am accidente, da, a fost un exemplar, curat. Da, cazier curat, nimic, da, nimic accidente, amenzi, da, sau accidente sau, da, că avea un istoric curat. Bun, da. Da. Nu mai este valabil până acum până la sfârșitul septembrie, a fost valabil pentru unele companii. Da, fiindcă acum, am apelat la un broker și brokerul ne spunea: dați-ne tot ce aveți, o să încercăm să punem. Mi-a făcut suma, estimarea la asigurare bază, 120 de dolari, pare mi se fie. Pe lună. Și am zis, cu acele documente cu experiență recunoscută de 3 ani și am zis, super așa, zic, ok. Și a fost foarte bravă cum îmi dați-mi voi întâi să mă adresez la asigurare, la companie, să văd dacă într-adevăr e așa, să nu schimb. Na. C-
momentul încolo m-a sunat înapoi și zice că nu, că noi nu vor, nu vor să recunoască, să fac o taxă, un preț anual de 5.000 și ceva de dolari. Wow! Să stați o leacă, băieți! Nu, și fiindcă până... ei au spus, experiența canadeză sau din United States e binevenită, tot recunoaștem. Da. Tot ceea ce e în afară, pur și simplu tu vii aici ca un începător care și-a luat permisul chiar acum. Deci tu începi aici cu istoricul tău de la zero. Da. Și din cauza asta noi am găsit o asigurare bază, fără casco, de la compania TD Insurance, da. Care nouă la început ne părea un pic cam scump, dar după asta am zis că asta e de luat, asta e de luat. Și am și plătim acum la mașina noastră $240 lunar asigurarea. Asta o să fie primul an. Până 11 facem... luni, apropo, fiindcă ei da. nu au cerut niciun avans, nimic, au spus plătiți 11 rate anual de cât 240. Da. Da. Deci primul an o să fie așa, după al doilea an o să avem de unde alege mai mult. Da, cu cât experiența crește, cu atât se ajunge chiar și la $60 pe lună asigurarea. Asta da. Trebuie să acumulezi cu experiența. Cât treci timpul, cu atât mai ieftin o să devină asigurarea. Și așa, mașința, noi suntem bucuroși, mulțumiți de ea, fiindcă a intrat tăman în așteptările și în bugetul nostru în același timp. Da, ea a intrat exact în suma da. Care noi inițial am vrut să o cheltuim da. Pentru o mașină. Noi ne gândeam și să facem finance, adică jumătate de sumă să o dăm banii noștri, până în 10.000, restul, dacă ar fi mai mult, o mașină mai bună, să investim și să plătim o rată câteva luni. Dar după asta ne-am gândit și am zis că noi veniți la 3 luni aici în Canada, riscam să fim refuzați, riscam, și asta da. Putea să aibă, ar fi putut să aibă da, un da, impact negativ. Da, fiindcă dacă te refuză o bancă, asta rămâne o pată neagră în credit score-ul tău, care nu-ți speli câțiva ani. Și am zis că ok, luăm de banii care avem, nu ne împrumutăm, mergem așa înainte cu mașina care este. Da. Și așa. O să punem câteva videouri cu mașința asta. Da, sigur. E... Da, noi acum o purtăm așa în toate părțile, încercăm să mergem. Suntem în 30 de zile de garanție a, da. De la dealer. Deci dealerul nu ne-a dat garanție, a spus că nu are garanție, mă rog, originală din fabrică, mergeți doar cu aceste 30 de zile ca să vedeți că eu nu vă vând un flag sau da, o mașină. Da, ne dă garanție 30 de zile pe motor, pe transmisie, adică cutia de viteză, da. Toate chestii. Da, și noi am mai făcut a doilea plin de benzină și ne mai... Ok? Băieți, baftă! Da! Ne mai vedem pe canal! Da, da, da! Pa, da. Pa.